Preparatele culinare au o savoare aparte atunci când sunt făcute de cele mai iscusite mâini, dar și când pui suflet. Aceste detalii le știe și Ducu Paraschița, unul dintre cei mai cunoscuți bucătari din zona Olteniei. Severinanu l-a gătit pentru 3 președinți ai României și pentru familia regală. O să pregătim un mușchiuleț de vită cu sos de piper verde, care a fost preparatul preferat al președintelui Ion Iliescu. Faceți cunoștință cu Ducu Paraschița, de ale cărei mâini iscusite au fost preparate mâncăruri alese pentru președinții României, dar și pentru familia regală. Șef Paraschița își amintește cu nostalgie că președintele Ion Iliescu prefera mușchiuleț de vită în sos de piper verde, o delicatese a gastronomiei pe care ne-a pregătit-o și nouă. Avem nevoie de mușchiuleț de vită, avem pentru sos piper verde, coniac, smântână dulce, ulei de măsline, sare, iar pentru decor un pic de mentă și roșii cherry. Prima etapă este să facem mușchiulețul de vită. Îl avem deja filetat, o să îl mai dăm încă o dată, pentru a se face mai repede și a rămâne foarte moale. Și o să venim, ca și plus valoare, cu un strop de mentă și avem mușchiuleț de vită cu sos de piper verde, preparatul domnului președinte Iliescu. Bucătarul ne povestește că Traian Băsescu prefera preparatele având la bază fructe de mare. Casa regală solicita mâncăruri tradiționale simple, în timp ce cel mai pretențios oaspete de seamă era președintele Constantinescu, ale cărui gustări culinare erau mai sofisticate. Acum, domnul Băsescu, de exemplu, prefera foarte mult fructe de mare, peștele, probabil fiind și de origine marinar. Domnul Iliescu mergea pe lucrurile mai, pe mâncarea mai light, vită, pui, curcan și alte cele, iar președintele Constantinescu, fructe de mare, pe somon fumé, pe lucruri un pic mai elevate, mai cizelate. Regele Mihai și regina Ana, pentru că i-am avut pe amândoi la hotel, au servit simplu, poate cel mai simplu din toți, mămăligă cu brânză smântână, bruschete cu somon fumé. Au fost oamenii care, dacă nu știai cine sunt, nu bănuiai că este un rege și o regină la masă. Când avem bătarul șef aici în restaurant, e mult mai bine, clienții sunt mult mai numeroși și avem specialități mai bune, mai... Șef Ducu Paraschița este originar din Drobeta Turnu Severin, însă a lucrat două decenii în județul Dolj, iar la fiecare vizită a președinților în Oltenia era solicitat să pregătească cele mai alese bucate. În orașul natal s-a întors în septembrie și este pregătit să pregătească un suflu nou gastronomiei de la malul Dunării.